Parlamentarii sunt obligați să aibă CV-ul publicat pe site-ul Senatului și Camerei Deputaților, însă nu toți sunt dispuși să facă acest lucru. Prin refuz este încălcat regulamentul Parlamentului. Vorbim de 36 de aleși care nu au aceste date publicate. Unii dintre ei și-au retras CV-ul când a început scandalul de plagiat în rândul colegilor din Parlament. 20 de deputați și 16 senatori au decis să-și țină CV-ul departe de ochii celor curioși, însă unii dintre ei au ocupat în trecut alte funcții publice, așa că nu au luat în calcul și faptul că informațiile există deja pe internet. Aceștia spun că nu au nimic de ascuns și că ar putea fi o scăpare a stafului celor două camere. Site-ul Camerei Deputaților, CV-ul dumneavoastră nu figurează. Voiam să vă întreb de ce nu aveți CV-ul public, domnule deputat. Cred că e o scăpare, o să-l public zilele astea. N-am niciun doctorat, n-am niciun masterat, n-am nimic de ascuns. N-aveți nimic de... O să-l public zilele astea. Senatorii spun și ei că CV-ul există pe site, dar doar în teorie pentru unii dintre ei. CV-ul meu este acolo, nu am... Pe site-ul Senatului nu figurează publicitatea dumneavoastră? Și mandatele cât am fost deputat, am fost CV-ul pe... site-ul Camerei Deputaților. Nu cred că e greșeala sau vina mea, că nu e încărcat. Nu am nimic de scos. Niciun doctorat undeva care să conteste activitatea? Nu. Am înțeles. Mulți demnitari s-au bazat pe faptul că au ocupat alte funcții publice anterior și CV-ul lor este public, dar obligația legală este ca documentul să fie publicat pe site-ul instituției unde lucrează. Este public. Nu am absolut nimic de ascuns. Să vă punem la dispoziție cu drag. Unii dintre deputați, precum Tudor Polac și Gheorghe Pecingină, au fost și secretari de stat. Nici CV-urile lor nu sunt încărcate pe site-ul Camerei, dar apar pe site-urile ministerelor.